Salutare, oameni buni! Ce faceți, dragii noștri prieteni? Azi fac un video pentru un prieten al meu din Belgia. Tocmai ce a trimis, ghiciți și aici, ne-a trimis bere. Imediat vă fac un review cu tot ce aici. Stăm la sobă, verificăm berile dacă sunt în regulă și apoi le degustăm. Revenim. Să vedem ce avem aici. Ia uitați ce berică, cu maimuțel din ăsta. Punem jos. Următoarea. Seven Wolf. 7,4% alcool. Da, știam că în Belgia sunt berile tari, dar parcă nici chiar așa. Asta are. Nu văd pe aici. Din Bruges. E făcută în Bruges, lângă Bruxelles. Că prietenul ăsta al nostru care ne le-a trimis lucrează la Parlamentul European la Bruxelles și e plin de bere pe acolo. Ia să vedem ce avem aici. Bere Omer. Tradițională blondă. 33. Alcool 8%. Mamă, ce bere au ăștia. West Male. Triplu, cred că triplu. Ce? West, arată bine. Următoarea. Starafe. Da, nu prea știu eu limba asta lor, e cam încălcită. Dar văd că 7-8% cam au toate dintre ele. Da, să știe că berile belgiene sunt tari. Tapisters. Rochefort. Ah, Rochefort, am mai auzit de berea asta. Și când te știu, e și bună. 7,5 alcool. Tank 7. A, dacă bei niște de astea, te faci Boulevard Tank. Da, interesantă și asta. Lupulus. Ia uitați. O bere Lupulus. 8,5. Se apropie de vin astea aproape, unele din ele. Asta este Golden Carolus, de Crăciun ediție, probabil. 10% alcool. Wow! Deci până acum asta e cea mai tare, 10%. Știu că le există bere și cu 20%. 8,5%. Cornet. Da. Un cavaler. Interesant. Asta e tot Rochefort din asta. Cred că știe prin asta că-s bune. De asta vă că a pus două, la fel. Da, deci Rochefort din asta o să degust prima dată. Da, cred că ți-a pus un pac de Rochefort. A, frumos, da. Tot rândul de jos e berea aceasta. Da. Deci, astea sunt bericioaicele. Sunt cu un prietenuț de-al meu, poftim. Ia, să vedem și despre ce e vorba. Le testăm și revenim. M-am gândit că lângă o berică ar merge niște lozuri din astea. Poate. O să umblu la ele să vedem ce e cu ele. Le-am luat azi, sper să am noroc la unul măcar din acestea. Să văd dacă nu pot să filmez și să desfac. Da, haideți că să văd cum fac să filmez, să le și desfac. Așa, oameni buni, să vedem lozulețele acum. Ia, ăsta e un loz de 3 lei. Da. Hai mă, ia, ce ascunzi tu aici? Am câștigat 10 lei la primul loz. Iuhu! A început bine treaba. Câte, mă? 10 lei. Bun. 3 lei? La loz de 3 lei. Am scos 10 lei, mai trebuie să recuperez 40 de lei să scot investiția. Următorul lozuleț. 40 de lei. Ia auziți ce zice prietenul meu, că-s 40 de lei pitulați aici. Și necâștigător, din păcate. Următorul. 40 de ani de novomatic. Ia să vedem noi aici.
dacă băieții ăștia dau și la oameni ceva sau e decât pentru ei. Necâștigător. Lozul de la Loteria Română, uitați-l. Să vedem ce zice și ăsta. Tadan, tadan, necâștigător. L-am luat măcar pe primul. L-am nimerit exact. Ia, ce zice ăsta? Necâștigător. Nu, nu, nu. Deci până acum e un los câștigător de 10 lei. Bun. Se numește lozul mirilor. Ia uitați. Lozul mirilor. Da, bun, 10 lei. Revin cu astea. Să-ți caut o moneduță sau ceva și apoi să le răzduim și pasul. Ia să mă apuc eu de răzduit, oameni buni. Cine? Alea sunt care le-am găsit eu prin pădure toate. Trezlea, te duc acasă. 200 de lei? Hai mă să apară lingou, mă. Hai mă lingou. Hai mă lingou. De lei. Am un lacăt, o monedă și o coroană. Da. Ia să pun eu că uite un laptop aici. Am găsit un laptop. Bun, să răzim pe el. Premiul se multiplică cu 4 dacă știi ceva. Ia uitați. Multiplicatorul 4. Și acum să vedem. Clepsidră. Clepsidră. Hai mă încă o clepsidră. Ah. Trebuia să fie de 3 clepsidră. Ce sume erau, mă? 100 de lei dacă mai erau clepsidră. 20 de lei dacă erau alea 3. Și 1000 de lei dacă erau ăsta. Necâștigător. Da. Trebuia să ies cu un lingou și câștigam suma de acolo. Tare. Din păcate, nu. Trecem la următorul. Marea lovitură, ia uitați. Până la 700.000 de lei. Bun. Lămâie. Deci, dacă erau singuri, la fel era 700.000. Deci ăsta chiar e tipărit cu 700.000. Ia uite-ți mai mult. 700.000 de lei, dacă erau simbolurile identice. Cum arăta video ăsta, dacă erau simbolurile astea identice? Da, aici. Ia, cerți de asta. 7. 6. 4. Ce este? 7, 6, 4. Ia uitați. Deci, găsești una din cărțile tale de joc valoare mai mare decât valoarea cărții de joc a dealerului. A, și aici e al lui dealerul. Ce, bă, are 8 dealerul? Bă, oameni, uitați-vă, dealerul are 8 și eu am 7, 6 și 4. Răzvin ruleta. Ar fi un câștig de 50 de lei, dar nu știu ce trebuie să simbolul să dea. Citesc acum. Ia uitați. 50 de lei ar fi. Și așa, 50 de lei. Simbolul câștigător e euro ăla. Nu l-am. Vezi, simbol câștigător euro. Și am căluț, steluță. Diamant, inimioară. Doamne, fii atent cu cât să mulțea premiul. Cu 1000, frate.
Ăsta era să fie un los foarte tare. 1000 ori 50 de lei. Dacă aveam simbolul ăla. Da. Trecem la următorul. Pepene, lămâie, copoțel. Și eu câștigam 50.000 de lei dacă era. Asta este. Cartea dealerului este 7. Îmi trebuie aici, din astea 3 cărți, o mai mare ca 7. 4, am pierdut. 6, 9, mă, hai. 5. 4, 6, 5 și dealerul are 7. Loteria română, m-ai bătut din nou. Căpșunică, căpșunică, hai mă, simbolul euro. Este, mă! Vezi simbolul euro? Yes! Să vedem suma, păi da. Deci ăsta e câștigător. Hai mă, o sumă frumoșică. Aaaa! 500 de lei, mă. Bate mă palma. Ia uitați, oameni buni. Los de 500 de lei câștigător. Aici e suma 500. Și simbolul euro, uitați-l aici. Este, mă! Ziua norocoasă, vede? Da, mă, uite, simbolul euro, uite. Dacă unul din simbolurile tale este identic cu simbolul câștigător... Hai că venim și câștigăm mai mulță. 500 de lei. 500 de lei. Da, da! Uite aici, 500 de lei. Bă, ce simbol. Vreau cu norocos ești tu? Aici, pe video. Ia, mai așa acolo, ziceam. Bă, stai că nu înțeleg ceva. Mulțit cu 100? Da, trebuie să duci acolo să-ți explice. Nu. Dar nu poate cu sacoșa. Îl las, îl verific imediat, dar sigur, ăsta e de 500 de lei. Simbolul câștigător euro. A, nu mă, nu am câștigat 500 de lei. Am simbolul euro, dar trebuie să-ți iasă simbolul de aici, uite, diamantul și nu e. Oameni buni, deci n-am câștigat 500 lei. Ce mă bucat? Calculam cât face 500 de lei. 1050.000 de lei face. Nu, ai cum să câștigi de la. Mai avem un zodiac. Găsește în zona de joc, zăziv, simbolul stea și câștigă suma. Ia, stea. Dolar. Studiez după aia că am făcut toate. Planetuță. Hai mă, stea. Trifoi, nu. Stea. Galdendar. Hai mă, stea, lingouri, nu. Stea mă, hai. Și ăsta la fel, trebuie să câștiga 50.000 de lei dacă era o steluță acolo. Ia uitați, oameni buni. Știu că la muncă să fac banii, dar mai fac și eu și câte un loz. Dacă în cadrul acelei zone de jos, substanța de simbolul câștigător, identic cu unul din simbolurile tale, câștigi. Dar nu mai băgași. Bag și lemne imediat. Scorpion, săgetător, taur. Potcoavă, fecioară, balanță, berbec, leu. Simbolul câștigător. Haide! 500 de lei. 1000 de lei. Le studiez puțin și nimic. Am câștigat cei 500 lei, să vă spun de ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Aici, vedeți, e 50 de lei înscris și simbolul câștigător e euro. Am avut același tip de loz. Când am răzuit marginile pe aici, am văzut simbolul ăsta de euro. Și când am răzuit 500 lei, am zis, este mă 500 lei, dar simbolul câștigător e diamantul. Nu e tot euro, pe fiecare loz diferă. Da, interesant. Ok. Ăsta era să fie bine de tot. Pe la 9 să vină acum. Dacă era ulea în zona de joc, da. Bun. Dar
Oameni buni, revenim mai târziu. Oameni buni, astea fiind spuse, de aici, de la foc, vă spunem sărbători fericite, un Crăciun fericit alături de cei dragi, aveți grijă de voi, fiți bine, să ne vedem cu bine, sănătoși. Doamne ajută!